28 ianuarie, mai multe fascicule de lasere verzi au fost observate pe deasupra Hawaii, brăzdând cerul nopții precum codul din filmul Matrix. Peisajul a fost surprins de camera unui telescop aflat în vârful cerului mai înalt vârf din Hawaii. Nu este vorba de o navă extraterestră care scanează Pământul pentru semne de viață, așa cum au comentat unii internauți. Se pare că misterioasele lasere verzi deasupra Hawaii au venit de fapt de la un satelit de pe orbită, dar nu de la cel la care ne așteptam. Inițial, experții de la Observatorul Național Astronomic al Japoniei, NAOJ, instituția care deține instrumentul, au anunțat că cel mai probabil lumina verde a venit de la un dispozitiv radar de pe un satelit din orbită cunoscut sub numele de ICESat-2. ICESat-2 este deținut de NASA. Este folosit pentru a monitoriza grosimea gheții marine, a calotelor glaciare și a pădurilor de pe Pământ. Dar pe 6 februarie, NAOJ a actualizat descrierea videoclipului spunând că, pe baza traiectoriei, era puțin probabil să fie un satelit al NASA. Satelitul Daqi-1 al Chinei a fost lansat în aprilie anul trecut și, similar cu ICESat-2, este un satelit de monitorizare a mediului atmosferic. Asta înseamnă că se află pe orbită în jurul Pământului pentru a monitoriza nivelul global de carbon, precum și poluarea atmosferică. Daqi-1 conține 5 instrumente care să-l ajute să facă acest lucru, printre care și ACDL, care înseamnă Aerosol and Carbon Dioxide Detection LiDAR. LiDAR este un acronim pentru imagistică laser, detecție și calcularea distanței și funcționează similar cu un sonar. Dar, în loc să trimită unde sonore pentru a cartografia o zonă, trimite raze laser. Așadar, cercetătorii cred că aceasta a fost sursa laserelor verzi deasupra Hawaii de la finalul lunii ianuarie.